Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noua săptămână a lunii decembrie va începe cu un aspect pozitiv al lui Mercur și Venus, care va aduce armonie proceselor de afaceri și va îmbunătăți semnificativ afacerile financiare. Acesta este un moment minunat pentru călătorii de afaceri și întâlniri. Amintiți-vă că simțul tactului, Bunele maniere și bunăvoința vă vor ajuta în special la rezolvarea problemelor. În zona romantismului și relațiilor, ziua de luni va fi o zi grozavă pentru confesiuni, invitații la întâlniri, exprimare deschisă a sentimentelor și îmbogățire reciprocă în comunicare. Luna nouă din constelația săgetător pe 13 decembrie va aduce tendințe interesante și idei noi în viața săgetătorilor pentru luna următoare. Sunt posibile noi romante sau renoirea sentimentelor în relațiile existente. Gemenii pot avea noi cunoștințe și hobby-uri, iar balanța poate avea surprize neașteptate pe drum sau în călătorie. Lei vor avea ocazia să facă schimbări în viața lor personală, vor întâlni pe alesul lor la o petrecere corporativă sau un eveniment social. Trigonul lui Marte și Chiron la mijlocul săptămânii va lansa procese globale în viața reprezentanților cercului zodiacal. În această perioadă, berbecii își vor putea deschide orice uși, iar balanța va avea o oportunitate excelentă de a începe o afacere de familie. Lei își vor depăși lenea și vor finaliza lucrurile pe care le-au început cu multă timp în urmă. Scorpionii își vor putea echilibra emoțiile în sfera romantică ceea ce va îmbunătăți semnificativ relațiile cu fanii sau cu cei semnificativi. Săgetătorul și Capricornul vor găsi motivație pentru a căuta abordări fundamental noi pentru rezolvarea problemelor vechi, care vor ajuta nu numai la rezolvarea celor din urmă, ci și la dobândirea experienței utile. Taurul va avea ocazia să echilibreze viața profesională și cea personală, iar vărsătorul va putea decide să și schimbe meseria sau profesia în general. O cuadratură tensionată între Soare și Neptun duminică nu recomandă afaceri și activitate financiară, deoarece riscurile de iluzii, înșelăciune și calcule greșite sunt mari. Datorită distragerii crescute, este indicat să evitați jocurile de noroc, participarea la evenimente publice și alte locuri aglomerate. Este mai bine să petreci o zi liberă cu persoane apropiate, rude și familie. Merită să amânați vizitarea piscinelor, băilor și saunelor, orice scufundare în apă poate fi periculoasă. Datorită tendinței către nevroze și instabilitate emoțională, starea de spirit a peștilor se poate deteriora brusc. Cea mai bună terapie ar fi o curățare generală a casei sau a spațiului personal de la locul de muncă. Un anumit haos de gânduri și sentimente poate depăși berbecul, leul și săgetătorul și, prin urmare, este foarte important să dai dovadă de raționalitate atunci când faci necunoștință și interese romantice. Acesta din urmă va fi cel mai probabil trecător și se va termina cu dezamăgire. Este indicat ca gemenii, balanța și vărsătorul să petreacă timp cu o carte interesantă sau în compania unor prieteni buni discutând probleme abstracte sau probleme globale, riscurile de certuri sau neînțelegeri vor fi minime. Taurul, Fecioara și Capricornul ar trebui să ia timp pentru plimbări lungi din aer curat și să fie mai atenți atunci când iau medicamente și vitamine, deoarece există posibilitatea de confuzie cu doza. Racii și scorpionii trebuie să-și pună ordine în emoții și sentimente, ceea ce le va permite să abordeze treburile profesionale mai realist, ducându-le cu succes în perioada următoare. Revin la luna 9 din 13 decembrie în săgetătorul expansiv care ne invită într-o călătorie, o călătorie în interior sau o călătorie în afară, și, ca în toate călătoriile, primul pas este de obicei cel mai greu. Cu toate acestea, nu putem ignora chemarea sufletelor noastre când vine vorba de acest semnal căutătorilor, în interiorul nostru se află o dorință după adevăr, adevărul nostru. În următoarele câteva luni, s-ar putea să-i vedem pe mulți dintre noi mergând într-un fel de pelerinaj pentru a găsi acest adevăr, este o expediție care ne poate conduce la proverbiala oală de aur de la capătul curcubeului, sau, s-ar putea să ajungem într-o fundătură. Dacă dorim să evităm pe aceasta din urmă, va trebui să rămânem întemeiați și realiști, practici și pragmatici. Aceste calități nu sunt neapărat aliniate cu semnul spontan al centaurului, care își asumă riscuri. Săgetătorul țintește întotdeauna sus spre ceruri, având încredere că săgețile lui vor cădea pe ținta cea mai fertilă. Acesta este un semn care sare, știind că va ateriza ca o pisică mereu în picioare. Cu toate acestea, această credință s-ar putea să nu fie răsplătită de data aceasta dacă nu aplicăm un strop de prudență. Neptun este strâns înclinat față de Soare și la Lună într-un aspect de cuadratură aplicată, avertizându-ne că visele noastre s-ar putea să devină nimic dacă nu ne ținem picioarele pe Pământ. Dezamăgirea poate să abunde, odată ce ajungem la sfârșitul curcubeului menționat mai sus. Universul ne avertizează blând să vedem lucrurile așa cum sunt, nu așa cum ne dorim să fie. Numai atunci putem stabili intenții care se vor manifesta în modul în care sperăm. Planurile de a călători, de a studia, de a extinde profunzime și lorgimea cunoștințelor noastre pot deveni nimic, dacă nu punem baze solide. Fundațiile solide nu sunt construite pe nisip. Marte, strâns legată de luna nouă, ne îndeamnă la acțiune nepăsătoare, declanșând asumarea nesăbuită de riscuri și aventură impulsivă. Acest lucru nu este cu totul negativ, dacă credem cu adevărat în ceva, putem face să se întâmple. Cu toate acestea, cu energia săgetătorului, este esențial să nu aprindeți prea multe focuri, devenind astfel împrăștiate și excesive. Selectarea aventurilor noastre cu atenție în loc să sărim în fiecare oportunitate este o strategie inteligentă pentru a evita deziluzia. Jupiter, guvernatorul domnului săgetător, se află în taur răbdător și într-un unchi constructiv, practic, față de mercur sensibil în capricorn. Acesta este harul nostru salvator în incendiile săgetătorilor. Aici, aplicăm realismul metodic. Aici evităm capcanele nebuloase ale furtunilor neptuniene. Opunându-se lui Venus, Universul ne avertizează că excesul nu duce decât la regret, că ceea ce urcă, trebuie să coboare. Săgetătorul este semnul înțelepciunii. Înțelepciunea înseamnă cunoaștere combinată cu experiență. Această lună nouă ne reamintește tuturor să aplicăm ceea ce am învățat, Astfel încât să ne putem bucura de călătoria pe care urmează să o pornim, inclusiv de întorsături și cotituri, inclusiv de incertitudine, pentru că aceasta este parte integrantă a unui pelerinaj, la urma urmei, după cum se spune, călătoria este la fel de importantă ca și destinația. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Der stirbt.